Salut! Sunt Viorel Copolovici, ne vedem pe vreaucevabun.ro și o să facem acum împreună o tartă cu somon și praz. Pentru început, luăm un vas termorezistent pe care îl folosim de obicei la tarte și îl ungem cu puțin unt. Pe fund, dar și pe pereții verticali, pentru că vom folosi aluat de foietaj care va acoperi și pereții, adică întreaga suprafață a vasului pentru copt. Foarte ușor, foarte simplu, cu mâna e unt, dragilor, așa că nu vă gândiți că vă murdăriți. Simplu, da? Am uns vasul. Ce fac mai departe? O să amestec 4 ouă cu aproximativ 200 de ml de smântână. Peste ouăle bătute cu smântână, puțină sare, puțin piper proaspăt măcinat, să fie bun, să fie fresh. Mai amestecăm puțin. Am lăsat ouăle cu smântână deoparte pentru că între timp ne ocupăm de somon. Am două fileuri mici de somon pe care o să le tai în câteva fâșii și apoi în cuburi. Mutăm puțin somonul mai departe, pentru că avem și praz. E curățat, a avut cineva grijă. Tăiați capătul foarte frunzos al firului de praz, îl tocați în discuri destul de subțiri. Mai departe, am un rulou de aluat pentru foietaj pe care l-am dezghețat. Și pe care îl întind un pic în mână ca să se mai subțieze. Puteți să-l jucați pe pumn, puteți să-l trageți cu amândouă mâinile, foarte simplu. El este elastic și fiind foarte elastic, se întinde destul de bine. Cu grijă să nu-l rupeți, să nu-l găuriți. Da? Foarte, foarte simplu. Îl punem în vasul termorezistent pentru tarte. Având grijă să acoperim fundul complet, fundul vasului. Iar în vasul în care am pus deja aluatul, pun la început câteva linguri din smântâna cu ou. După care punem amestecate bucățile de somon și de praz, astfel încât să fie bine împrăștiate, să fie bine distribuite în toată tarta. Peste toată povestea vin cu restul de amestec de ouă cu smântână. Vă aduceți aminte, am mai pus aici piper proaspăt măcinat, niște sare. Cu grijă, astfel încât compoziția să inunde ingredientele pe care le-am pus deja. Ce aș mai adăuga? Câțiva fulgi de ardei iute. Foarte subțirei. Cam asta ar fi. 20 de minute, 25 de minute. La aproximativ 150-180 de grade și ne vedem după.
Știu că ați vrea să fiți chiar aici cu mine în momentul ăsta, pentru că, într-adevăr, tarta noastră cu somon și praz arată absolut senzațional. Vă rog tare mult, nu tăiați din ea și nu încercați să o scoateți din tavă înainte de a o lăsa să se răcească suficient, pentru că altfel se va împrăștia, nu se va tăia bine. Nu pot să vă spun decât încercați-o la voi în bucătărie, cu lucruri bune care nu costă mult. Poftă mare!